Olăroiu a fost jefuit în Italia fără să-și dea seama. Olăroiu se plimba cu soția pe străzile din Milano, iar un necunoscut l-a îmbrățișat și l-a lăsat fără ceas. Olăroiu și-a dat seama abia peste câteva minute că a rămas fără ceasul de lux. Jaful a avut loc într-o zonă cunoscută din Milano. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.